Bă, frate, ăsta-i frălândarul la EMG, după net, de face popcorn. Cum că văd care-i păr bagajului? Fai de mine! Bună dimineața! De data asta e duminică. Ne-am adunat vreo 13-14 mașini, cred că suntem. E cod roșu. Noi la fel de inconștienți, evident, ca turele trecute. Vom încerca să ajungem în zona Bisoca să facem o plimbare, de data asta destul de lejeră. Să vedem ce va ieși. Simplu nu cred că este, pentru că am stat de vorbă dimineața asta cu cineva din zonă și friscolește destul de puternic, zăpada e destul de mare și automat ne va fi ușor dificil, să zic. Hai să-i dăm bătaie. Mai așteptăm pe teribilistul de Petros cu cheia lui, vagabantă. Nu prea-i prompt, să zic așa, Petruț ăsta. Hai, fratele nostru, l-așteptăm și pe el. Și după îi dăm la deal, pe traseu. Presim că va fi fun. Da, mă, bine. De el ziceam, ca să știți și voi. Prima pantă, prima problemă. Încercăm să legăm de față cu Kinga și să-l tragem la deal. Să vedem dacă am reușit. Ideea e că e șanța asta aici și tinde să-l arunce. Are și cauciucuri de iarnă. Jos e clisă din asta galbene și e destul de urât. Dă-i la rost și tu! Ăla-i! Drept! Dă-i așa drept! Ține dreapta! Are power, mă! Doamne, dar cu cine am onoare aici? Domnișoara Teo, aventuriera! Ai Kinga la tine? Da. Hai scoate! La masă! I-a dat a treia mânca. Dacă a trecut de acolo, urc.
Of! S-a cam întrebat Cristi aici. Ce faci? Cine? Noi! Ce părere ai că am catalat cu a treia? Nu. După el cu toare de autorii și fatii mă, când am văzut că i-a dat a treia și n-a murit. Zic că ăsta vine de toare în gușa. Mă luăm tot schia Sorento, n-are cum. Las că mi-ai eu cauciucuri. Auci că au curate sunt. Ce motor ai la ștergătoare, Cristi? Un 6. Thank you.
Am încercat și l-am mai îmbordat odată. Suntem la ceva stân aici. Mai băga numai la rău. Băi, ia uite și pe asta cu EMG-ul. Mamă. Are așa de să fie tractat. Gaz! Mamă, cât de frumos! E bine că n-ai dat prea tare. Nu-i nimic, urât, stai liniște, n-o pasă, n-a dat, dar ți-a sărit bara. Data viitoare, lasă cu gazul mai ușor. Nu, i-a sărit doar bara, atât n-are. Zi, mă! Nu fă probleme, prea mari că n-are. Ai dat bara, a sărit. Nu, doar a sărit bara din clips. Data viitoare, lasă gazul mai mare, că urcai lejer. Știi? Să-l lași ușor. Lasă cât ăia cu Kinga sau cu ceva, că nu mai pleci de aici. Dacă din bot acum, ce? Oricum e hârjită bara, nu mai, nu-l arunc. Îl tragi încolo în sus. E da prea tare. Trebuie să o ții la, știi? Care potențial mașina, urcă e lejer. E da prea tare și îngheța jos și te-a furat automat. Băi, Pedro. Și covar dacă mi-a tot de Futu-ți fața aia, Pedro. Băi, nu de bulbar. Vezi că ești... Ia! Oleu, mamă! Acum e rău, așa e greu. Băi! Da. A, uite că a găsit sârmă, băiatul. Da, dacă a găsit sârmă, gata, hai să o agățăm. Ia stai, olea, că-n spate. Mai dai două picioare. I-am dat trei. Nu, cred că mai îndrezu. Ia o sârmă. Bă, dar a căzut cu tot, omul. Bagă-i un forant de la aici. Dă-i un forant aici. Unde? Aici. Aici. Dă-i, uite aici.
Bine, Duster. A surprins o toată lumea, Duster. Hai, bravo! Bă, dar frumos am fost aici. Ai și dracu. Așa mă, Cristi. Așa mă, Cristi. Ce frumos. Ce frumos să vede cerul. Trebuie să vezi. Ei, bine că bani în căldură, mâncă. Ne-am mutat în toarec. Toată viața mea am fugit din șufă. La șufă am ajuns, Cristi. Ca să ai șufă la mea. Și sărăcia, bă, gama, ești... Bă, mergi bine, mâncați așa. E debil, nu? Ți-ai zis că e debil? Eu nu mă opresc de ceea ce ești. Dar nu-ți merg ventilatoarele, Cristi? Am adus aminti, bă, era un sedu. Ca tu robotul, om.
Ce mașini sunt astea? Calendar. Și Kia? Păi și restul? Jos, bobinat. Toyota cu... Duster. Duster cu... Touareguri. Hai, Finu, să vedem ce ești cu... Adică noi și așa suntem și cameramani și suntem învățați să mergem foarte mult pe jos. Hai, Pedro. Dă-i de la o barnică, s-a calc. Și știi și cu covrigul. Și are power, mă, mâncață. Mă. Atâta bobina ta ce le-a făcut-o ca în palmă. A făcut drum. A făcut-o, pum, ce să fac. Mamă, mereu am zis să nu mai vorbesc urât. Eu rar m-am aruncat balastru. S-a desprins cut. Toyota pe urme de Freelander. Ăla mea, dacă că a dat pan, vă-l-o britană de păchia. Acolo a venit așa. Și mergând așa cu Pedro și cu Finu pe cărarea asta, am dat din Freelander de asta. Am dat din Freelander. Și din soția posesorului de Freelander. Tot face Freelander. Care are loc să stea? Ia uite-l bă că a plecat mânca. Gazul pe aia! Nu cred că mai plec. Nici eu nu cred. Trimite-mi Toyota după el. Băi, trimite-mi Toyota după el. Hai așa, ascultă-mă, că nu te aruncă. Dă-i, așa, dă-i, dă-i mai în spate, mai în spate. Dă-i așa cum ești virat, mai în spate. Dă-i, dă-i mai în spate. Atât. Și ia stânga acum și încearcă să vii pe aici, mă. Așa. Mai ia o tură puțin. Ăla-i. Gaz. Ăla-i. Nu te ajută nici cauciucul. Nu da așa, nu da așa, e invers. Dreapta. E prea rea. Ia-o, mă. Las-o, mă, ce-i bășina băiatului. Las-o mai jos. Ia dreapta, dreapta. Dreapta, dreapta, să te duci pe urmă înapoi să încerci să o mai iei o dată de jos. Hai! Așa e cu Freelander-ul ăsta. Trebuie să fii puțin dirijat. El merge săracul, da? Deci trebuie neapărat să filmez partea asta. Deci, fii atent, avem aici o femeie aparent fericită. Doar că ideea e că Petrus cu Chia a spart drumul. Eu am venit după el.
Și atât. Și am ajuns aici în punctul ăsta și nu mai vine nimeni. Vezi că ai un băiat acolo. Și zic că zic, băi Pedro, băi Finu, hai să-i ajutăm pe frații noștri, nu putem să-i lăsăm acolo. Și am coborât după ei pe jos, evident. Circa 3-400 de metri cred că sunt. Și ce credeți, mă, frate? Când am ajuns înapoi ulterior, erau doar mașinile noastre aici. Ei, cuprinși probabil de adrenalină și entuziasm, au urcat și au uitat de soție, de naș, i-a lăsat aici, abandonat. Urât, Sorine, ce ai făcut? Mâncate-ar ursul. Și nisoarea. Hai două locuri în mașină. Zici că ești la trădați în dragoste, să mor? Bă, hai de dat niște explicații la doamna aici, bă, boss. Te-ai văzut cu Freelander și gata, nu mai stai de vorbă cu la soția, pe drum, nașii. Urât, bă! Urât, mâncate-ar ursul. Și neaua. Nu filmam spate. Arun morține. Aripa urmă învârtirata. Lași-te și guma. Gaz! Pregătește. Încearcă să ții urmele, da? Și volanul cât mai drept. Cred că se apropie finalul. Am urcat destul de sus. Kia și Toyota s-au îmbordat, s-au suspendat. Încearcă să iasă de acolo, dintr-un troian. Chiar acum văd că dau cu spatele, înseamnă că au reușit. Odată cu altitudinea, automat și zăpada e și mai mare, și mai troienită. S-a și înserat. Duminică, mâine mergem la muncă. Multă lume supărată pe aici. Hai să-i așteptăm, să vedem ce zic. Văd că acum se întorc. Hai că am luat-o la pas. Hai să... Se bobinează de zor. Ca să nu zicem că n-am ajuns și noi să vedem mănăstirea. Am ajuns, dar pe jos. Doamne, ce mai peisaj. Zăpada asta din față, comparativ cu Finul, ca să vă dați seama, are un metru. Nu știu dacă se observă exact. Fix un metru. Ceea ce face urcarea foarte, foarte dificilă. Am încercat și am ajuns până aici. Cred că e timpul să ne întoarcem. S-a și înserat și chiar nu mai era rost. Bovinăm degeaba. Important e că am văzut mănăstirea. Ne-am
obținut obiectivul, să zic așa, aproape. Aici trebuia să termină cu toate mașinile în parcare, în fața mănăstirii. Doar că... fără 300 de metri, cred că sunt, am ajuns. Aici s-a încheiat aventura noastră, pe ziua asta. A fost, bineînțeles, o zi cu de toate. Au ieșit toate mașinile, aproape toate mașinile, exceptând Touaregul, care a avut ceva mici daune. Dar în rest am ieșit toți cu bine. Acum coborâm de aici, din punctul maxim, practic, unde am ajuns. Și dăm spre casă. E ora 5 fix. Mă și iubește cineva, cred. Freelanderul ăsta, nu știu. Sau Freddy. Sau nevastă mea, probabil, nu știu. Îi dăm acasă. Mâine e luni, o luni de coadă. Cam aia este. Hai pe data viitoare. Numai bine.